De când am făcut 18 ani, eu eram entuziasmat că pot să votez. Pentru mine înseamnă așa un privilegiu să-mi exerci dreptul ăsta. Adică tot timpul am fost entuziasmat de a vota. Anul acesta crezi că vor fi mai mulți tineri la vot în 26 mai? Sper că vor fi mai mulți tineri la vot. Nu știu exact ce să zic, pentru că nu știu, nu aș putea să anticipez. Observ un interes mai mare în rândul tinerilor pentru, pentru vot, da. Deci sper că, sper că da. Există acum la modă termenul ăsta de influencer. Ești un influencer? Eu cred că toți suntem influenceri în felul nostru. Toți putem să influențăm oamenii din jurul nostru să fie mai buni, să contribuie, să se implice. Unii, mai, unii au acces la mai mulți oameni, alții au acces doar la rude sau la anturajul lor apropiat. Dar influencer putem fi cu toți. Ca influencer, ce le spune tu celor care nu sunt hotărâți să meargă în 26 mai la vot? Înțeleg. De ce n-ai merge la vot? Chiar înțeleg. Înțeleg că privești sistemul politic ca fiind nasol și plin de hoți și corupt și ai tot dreptul să simți asta. Ești total îndreptățit. Însă, dacă nu ne implicăm cu toții, riscăm să perpetuăm sistemul ăsta de care nu suntem mândri. Și chiar avem șansa și ocazia să schimbăm cu adevărat ceva, să votăm lideri care să ne reprezinte mai mult. Este o realitate. Putem să facem asta. fă pentru cei din jurul tău, fă -o pentru un trai mai bun, fo pentru uh, cei pe care iubești și, pe, și cărora le dorești bine. Am putea spune că punând ștampila pe 26 mai mergem și noi la Bruxelles și la Strasburg? Noi doi? Da, pe, păi, într-un fel sau altul, da, pentru că îți re votezi reprezentantul cu care rezonezi. Într-un fel sau altul, ideile tale, energia ta merge într-un fel sau altul acolo. Da, și e foarte important să ții legătura cu omul pe care l-ai votat. E foarte important să le la întrebări dacă ceva nu merge bine, pentru că cred că noi am uitat treaba asta. Politicienii, diplomații sunt angajații noștri, ei lucrează pentru noi. Noi angajăm pe ei. Noi trebuie să tragem pe ei la răspundere. Ei trebuie să fie umili în fața noastră, nu invers. Alegerile europarlamentare se desfășoară în România pe 26 mai. Accesează www.euractiv.ro și de data asta votez.eu pentru detalii. Informează-te de ce votul tău este important.